La stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă Secuieni a avut loc recent cea de-a doua ediție a sesiunii de comunicări științifice intitulată Știință, Cunoaștere, Creativitate. Stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă de la Secuieni va fi gazda unei sesiuni de referate științifice, o sesiune științifică de primăvară intitulată Știință, Cunoaștere, Creativitate, pe care noi ne dorim să devină o tradiție. Iată, suntem anul acesta la cea de-a doua ediție. Anul trecut, în data de 25 martie, am organizat la Secuieni prima ediție a acestei sesiuni de primăvară. Conducerea stațiunii își dorește permanentizarea acestui tip de manifestări în care cercetătorii din domeniul agricol diseminează informațiile referitoare la rezultatele obținute în cercetarea științifică de la stațiunile din Suceava, Iași, Turda sau Bacău. Ne dorim ca în anii următori, data de 25 martie, să fie dedicată sesiunilor științifice de primăvară organizate de stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă de la Secuieni. Sigur, această sesiune o organizăm împreună cu filiala Piatra Neamț a Academiei Oamenilor de Știință din România. Anul acesta am invitat cu referate la sesiunea noastră și colegi din cadrul stațiunilor de cercetări agricole de la Turda, colegi care au fost prezenți și la ediția de anul trecut, dar anul acesta și-a anunțat prezența și colectivul stațiunii de la Suceava, colectivul stațiunii de cercetare-dezvoltare pomicolă de la Iași, colectivul stațiunii de cercetare-dezvoltare pentru cultura legumelor de la Bacău și, sigur, membrii asociați, membrii corespondenți și membrii titulari din cadrul filialei Piatra Neamț a Academiei Oamenilor de Știință din România. Din cauza multitudinii de referate aduse în atenția colegilor cercetători, Consiliul Științific de la Secuieni a decis ca 12 lucrări științifice să fie prezentate în plen și alte 10 sub formă de postere. Manifestarea va intra în calendarul acțiunilor de profil al stațiunilor de cercetare agricolă aflate în subordinea Academiei de Științe Agricole din România.